Deci această creștere economică este artificială. Da? Pentru că e la fel cum ai lua un credit în bancă. Da? Și în loc să-ți construiești o magazie sau să-ți aduci WC-ul din curte în casă sau să-ți refaci instalația electrică, te duci la cârciumă și bei. Banii tăi se duc în produsul intern brut. Cârciumarul ăla cumpără la rândul lui. Văd că plătește impozite, dar tu acasă rămâi fără absolut nimic. Deci creșterea economică din România asta este. Ai luat un împrumut și te duci la cârciumă. Da? Și nu vreau să jignesc nici pensionarul, nici cetățeanul. Am spus cârciumă, pot să spun restaurant, pot să spun magazin alimentar. Dar nu se regăsește nimic acasă și nu se regăsește nimic care să producă bani. Dacă banii aia erau investiți și făceam un tronson de autostradă, care însemna cumpăram balast, foloseam utilaje, plăteam niște oameni care la rândul lor făceau diverse lucruri și dezvoltam pe orizontal economia, banii aia se reproduceau. Luându-i de afară, băgându-i în consum și plecând prin profitul multinaționalilor sau prin importuri afară, n-am făcut absolut nimic. Iar ăștia fac comisii și astfel de poveste. E să înțelegem că dumneavoastră apreciați ca fiind un moment extrem de complicat în ceea ce privește politica guvernului. Extrem de complicat. Pe de altă parte că toate aceste scandaluri sau o parte din ele sunt ca o perdea de fum pentru a nu se vedea politica dezastruoasă și în principal cea economică. Și apreciați că undeva anul viitor putem fi în situația Greciei. Cu, da. cu ce proiecte sau ce inițiative va avea partidul dumneavoastră pentru a găsi o cale de a rezolva anumite aspecte ale acestui? Sunt multe. Sunt multe. Aici problema e următoarea. O să vă șochez prin larghețea cu care vă dau o soluție. Toți specialiștii spun așa. Băi frate, dacă guvernul României, da, devine un guvern cu adevărat bugetar și lasă naibii economia în pace, cu impozitele care sunt acum, cu taxele care sunt acum, și miniștri, să duc și ei la minister, să mă uită pe geam, da, mai duc să fac o plimbare, dar nu le vin idei. România crește anual cu 5%. Deci capacitatea României de creștere economică este 5% dacă asigur stabilitate. Pentru că un patron, un întreprinzător știe cum să-și facă afacerea, știe, am impozit atât, la salarii plătesc atât, prețurile sunt astea, cursul valutar este constant, poate să-și facă previziune, piața este civilizată fără turbulențe și lucrurile cresc. Da? În momentul în care tu te apuci și schimbi regulile pe care funcționează piața, orice tip de piață, economia în general, în momentul ăla apar contracțiile și problemele. Ce se întâmplă în momentul ăsta? PSD-ul, ca să câștige alegerile, da? Profitând și de prostia noastră a PNL-ului extraordinară, da? Pentru că noi am fost nu atât proști cât total lipsiți de o abilitate politică esențială. Pentru că în momentul în care PSD-ul a venit și a spus mărim lefurile cu 65%, la guvern era candidatul nostru, domnul Cioloș, da? Noi, în loc să mărim noi lefurile cu 15%, că ei oricum aia făceau, noi am atacat la Curtea Constituțională. Și ne-am pus în cap românii, uite mă, ăia nici măcar nu vor. În campania electorală spuneau oamenii prin piețe și prin podul Turcului și prin diverse localități, îmi spuneau, dom'le, noi știm că PSD-ul îi minte. De bă, da, PSD-ul dacă e cine ne dă 65%, bă, o să ne dea 20%, dar ne dă ceva, voi nu ne dați nimic, mai mult, acum 7 ani ne-ați tăiat. Adică între unii care ne mint, dar ne vor da ceva, și unii care spun că nu ne dau nimic și mai de mult ne-au tăiat, e clară intenția la cine este, da? Bun, și atunci PSD-ul a promis o serie de chestii. Înseamnă că strategia PNL pentru perioada următoare se va modifica radical. Cu siguranță, ea este modificată deja. Este modificată, dar nu e populistă. Și atunci, ce face PSD-ul? PSD-ul promite o serie de proiecte pentru ca să capteze simpatia electoratului. Da? Extrem de debusolat. Și oamenii de dreapta și oamenii de stânga nu vreau să iasă la vot. Ați văzut, probabil, prezență foarte mică la vot. Și dreapta și stânga. Și vine PSD-ul. Măresc lefuri cu 65%. Fac 8 spitale regionale. Fac autostrăzi. Fac aeroporturi. Fac o grămadă de lucruri, da? Bun. Câștig alegerile. Și începe să vină de contul. Trebuie să măresc lefurile, da? Ei, în momentul ăla, în loc să te uiți și să zici, bă, frate, stai puțin, sunt niște probleme în sistem, da? Adică sunt categorii socioprofesionale prost plătite, da? Dom'le, de ce avem noi nevoie în principal? Avem nevoie de educație. Pentru că eu vă spun, principalul problema României nu e nici DNA-ul, nu este nici sănătatea. Principalul problema României este educația, da? Și o să vă explic de ce și după aceea vă spun unde au greșit ei. Pentru că
Tu poți să ai un sistem medical performant. Dacă el să funcționeze, tu trebuie să fii responsabil. Adică să-ți faci analizele o dată pe an, să te duci la analize când simți că ceva nu este în regulă. Ce face românul nostru? Nu-și face analize că se simte bine. Dacă simte o durere undeva în coastă, zici, nu contează, dacă mai mă doare o lună, mă duc. Când se duce, da, constată că buba e foarte mare și s-ar putea să nu poate fi tratată. Dacă românul nostru ar fi educat, s-ar duce la analize o dată pe an, da, cum spune legea, s-ar duce poate chiar mai des, iar când ar avea și o mică problemă, s-ar duce la doctor. Merg mai departe. Dăm o lege și interzicem să, nu știu, să se dea șpagă. Dar românul nostru zice, bă frate, păi eu așa sunt învățat de mic, da? Nu mai mă duc la domnul doctor și nici un buzunar ceva acolo, nu mă tratează bine. Dom'le, dacă nu ia banii, înseamnă că nu are domnule nevastă mea sau fratele meu sau taică meu, că de-aia n-a vrut să ne ia banii, da? Ei, dacă omul ar fi educat, ar înțelege niște lucruri. Ar înțelege că trebuie să treci la doctor, ar înțelege că trebuie să respecti legea, ar înțelege că pomeni din cer nu-ți pică și că dacă creșterea economică e de 5%, nu poți să crească lepurile cu 65%, da? Ar înțelege că nu poți la public să crești lepurile în contextul în care la privat scad. Nu se poate, nicăieri lumea nu e așa. Deci sunt niște lucruri pe care le-ar înțelege și atunci teoriile populiste n-ar merge, da? Și atunci, eu cred că principala prioritate era educația. Hai să mărim reflectatele. Hai să le mărim cu 50%. De la care tocmai s-au retras sume importante. Hai să mărim cu 50% profesori, primul lucru. După care avem nevoie de sistemul de sănătate. Ok, hai să facem spitalele regionale. Hai să mărim nevoiul la doctori, da? Da. Dar bref, mărim nevoiul la doctori, n-am rezolvat să nu plece. Pentru că sondajul care s-a făcut de Ministerul Sănătății a arătat că doctorii, principalul motiv pentru care pleacă, nu este cel financiar. Din motive financiare pleacă 65%, de 83%, 83% au spus că motivul principal este lipsa predictibilității profesionale. Adică termină o facultate, nu știe, își găsește un loc de muncă, câștigă un concurs de titularizare, ajunge la teremul cuiva, unui director, care nu vrea să meargă motive politice sau nu știu mai ce. Deci omul nu poate să-și facă o programare profesională. Și ăsta e motivul pentru care mulți pleacă, se duc afară, știu, bă, ăsta e traiectul meu, 5 ani de zile sunt aici, după aia dacă sunt în regulă, promovez. Da, tot sistemul ăsta este foarte predictibil. Ei, în loc să facem o salarizare bugetară pe priorități, noi am mers pe teoria, dăm la toată lumea. Dăm că este de unde. Ei, problema este, nici n-au fost, nici n-au cum să fie. Și acum vine momentul de conturi. Și am zis așa, introducem TVA split. Ce câștigăm? 6 miliarde de lei. Ok, nu facem mai lucruri. Ce mai facem după povestea asta? Mutăm contribuțiile în sarcina angajatului. Ce facem? Câștigăm niște bani. Că chiar dacă le mărim cu 20%, dacă scădem contribuțiile angajatorului, creșterea în esență e de 4% și am făcut o economie din capul locului, da? Ce mai facem? Introducem supraacciza. Ok, mai impozităm ceva. Tot nu ne ajung bani. Și atunci ce facem? Avem două variante. Avem varianta ca la anul când vine criza. Să iasă în față un lider responsabil de la PSD, să spună oameni buni. Din păcate nu se poate. Am greșit. Hai să găsim o soluție. Da? Da? Hai să găsim soluția și există a doua variantă, pe care am făcut-o Ponta. Pleacă frumos de la guvernare. Da? Adoptă bugetul anul ăsta, în luna noiembrie. În ianuarie, februarie, martie îl prăduiesc pe tot. Îl dau la primarii lor, la guvernare mai departe. În martie, aprilie ți-au plecat la guvernare și nu te lasă nici să faci legile anticipate. Pe oricine ar numi Iohannis prim-ministru, el votează. Îl trântesc peste 4 luni. Și la alegerile din 2020, cine câștigă PSD-ul, cât cu 60%.